Sunt incapabil să vă dăruiesc adevărul, înțelepciunea. Cel care pretinde că o poate face, vă minte, fiți siguri de acest lucru. Adevărul este incomunicabil și acest fapt nu ține de incompetența maestrului, ci de faptul că adevărul este viu. Obiectele neînsuflețite pot fi vândute, dăruite, se poate face troc cu ele, pot fi furate, fabricate, reproduse. Ceea ce este viu trebuie să fie trăit. Obiectele pot fi văzute, arătate, ele sunt bunuri publice. Experiența este unică, personală. Pot să vă fac să încercați iubirea pe care eu o simt? Pot să vă fac să savurați frumusețea muzicii pe care o aud? Mi-ar plăcea foarte mult să împărtășesc cu voi evenimentele extraordinare survenite în acest corp banal care este al meu. Din păcate, nu este posibil. Mă frământ mult în legătură cu acest subiect, însă nu există niciun mijloc, ce neputință. Viziunea aceluia, a realului, nu va putea fi niciodată transmisă sau grefată, deoarece ea aparține sufletului și nu corpului. Toate realizările din sfera sinelui sunt rodul eforturilor realizate de sine. La acest nivel, nimic nu poate fi împrumutat, dependența este exclusă. În lumea sufletului nimeni nu se poate lăsa dus, nimeni nu poate merge folosind cârje. Singurul ajutor vine numai din voi înșivă, este o condiție de netrecut. Iată de ce, repet, sunt incapabil să vă revelez adevărul. Vă pot vorbi despre el, însă cuvintele sunt goale și inerte, realitatea rămâne ascunsă în spatele ecranului. A vorbi nu înseamnă a comunica. Sensul cuvintelor, experiența vie pe care încearcă să o exprime, nu trece. Cuvintele sunt cochilii goale, ele nu vă vor elibera niciodată. În plus, ele sunt un adevăr îmbălsămat. Nimic viu nu palpită în ele. Eu nu pot să vă dăruiesc adevărul, însă vă pot ușura, ușurându-vă greutatea care vă împiedică să avansați pe drum. Ați fost împovărat vieți întregi. Praful conceptelor s-a acumulat complet. Iată vă îngropați de vii sub un munte de cuvinte și gânduri. Cuvintele sunt lucruri moarte, ele nu sunt niciodată adevărul, oricare ar fi buzele care le pronunță. Nu le înregistrați în memoria voastră, nu le păstrați în minte. Eliberați-vă de ele, asemenea călătorului care se leapătă de bagaje pentru a întreprinde ascensiunea pe creastă. Eu propovăduiesc un singur fel de neposesivitate, neatașarea de cuvinte, de idei. Năvodul, spunea Huang Tseu, folosește pentru prinderea peștilor. Prindeți peștii și dați năvodul la o parte. Ce pescar nepriceput este omul. El s-a încurcat în ochiurile propriului năvod și nu mai știe deloc ce voia să prindă la început. O întreagă flotilă izboară prin minte și a uitat faptul că navele servesc pentru a-l transporta. Cuvintele sunt simboluri. Cuvintele nu sunt adevărul, ele desemnează ceva care sunt în afara lui. Străduiți-vă să înțelegeți sensul cuvintelor, apoi aruncați-le. A colecționa cuvinte, fraze, citate este extrem de inutil. Cuvintele sunt degetele care arată spre lună. Dacă vă concentrați asupra degetelor, nu mai vedeți luminatorul celest. Degetele își îndeplinesc menirea numai dacă vă țin departe de ele.
Dacă dimpotrivă vă atrag atenția asupra le, atunci nu numai că sunt nefolositoare, ci devin chiar dăunătoare. Nu ați intuit niciodată că adevărurile în care ați fost făcut să credeți sunt o sursă de nefericire în viața voastră? Nu v-au ridicat îndoctrinările împotriva naturii, nu v-au distrus până în străfundurile ființei voastre, nu au împărțit omenirea în tabere dușmane? Câtă stupiditate, câte atrocități aprobate de instituțiile așa zis religioase! Acestea nu sunt decât organizații, grupuri fondate pe cuvinte. Multe persoane pot arăta luna cu degetul, însă nu există decât o singură lună. Mulți termeni desemnează adevărul, însă acesta este unic și indivizibil. Toate intoleranțele sunt bazate pe cuvinte, pe idei. Dincolo de declarații, de dogme și de porunci, nu există decât o singură religie adevărată. Nu vreau să adaug la povara voastră de cuvinte și vorbele mele. Voi sunteți deja striviți sub această greutate, ajunge. Cel care cunoaște adevărul, tace. Aceasta este suprema elocvență. Trebuie să înțelegeți că adevărul este tăcere, liniște mentală. Dar câți dintre voi puteți înțelege acest lucru? Sunteți atât de subjugați de cuvinte, încât trebuie să fiți contactați pe această cale foarte ocolită. Maestrii au vorbit din compasiune, au încercat imposibilul, iar voi, în orbirea voastră, v-ați atașat de cuvintele lor și ați creat secte. Toate ideologiile, toate amestecuri făcute din cuvinte și din ignoranță. Omul nu a acceptat niciodată religia autentică, ci a ucis-o întotdeauna în fașă prin instituționalizare, transformând-o într-un sistem intelectual. Renunțați la cuvinte. Numai atunci veți afla ce se ascunde în spatele lor. Conceptele nu fac decât să ne umple memoria, nimic mai mult. Evitați confuzia dintre cunoaștere și memorare. Înțelegeți odată pentru totdeauna că memoria nu este decât un morman de vechituri, povestea a ceea ce este deja împlinit, trecut. Ea evidențiază o bună înțelegere și învățare, dar nu este cunoașterea. Într-o zi, Ramana Maharishi a fost întrebat cum se poate descoperi adevărul. Uitați tot ce știți, a răspuns el, uitați. Regăsindu-vă inocența, simplitatea voastră originară, veți cunoaște adevărul, veți ști cine sunteți. Lumina apare în conștiința eliberată de limbaj și de gândire. Dărâmați zidurile care vă țin în captivitate, permiteți condiției voastre naturale să se manifeste. Pentru a atinge cerul, voi trebuie să deveniți asemenea lui, goi, liberi, fără limite. Gândurile vă întunecă, ele sunt ca o ceață, ca un nor de praf, ca o coloană de fum. Nu vreau să fac întunericul vostru și mai mare. Nu vă învăț niciun catehism. Aș fi făcut-o mai demult dacă ar fi fost așa de simplu. Nu vă povestesc nicio epopee, aceasta ar fi fost de asemenea ușor. Încerc să vă fac să percepeți ceea ce niciun univers nu poate reflecta, o experiență vie, totală, descoperirea aceluia, a instanței care cunoaște, a conștiinței care vede. Dificultatea este de netrecut. În cunoașterea comună, împrumutată, învățată, cel care cunoaște și lucrul cunoscut sunt separate, distincte.
Ei nu mai sunt însă astfel după realizarea sinelui suprem. Cel care cunoaște, lucrul cunoscut și cunoașterea fuzionează și sunt una. Iată de ce cuvintele nu mai au rost. Ele nu sunt concepute pentru aceasta. Cuvintele se aplică lumii fizice, formelor exterioare ale adevărului. Inima nu este domeniul lor, centrul este cunoscut atunci când mintea tace. Ceea ce se petrece în universul tăcerii, dincolo de aparența materială, nu poate trece prin canalul îngust al cuvântului. Puteți aduce cerul oare pe pământ? Și dacă ați putea, ar fi într-adevăr cerul? Adevărul este cu mult mai vast decât toate cerurile adunate. Voi credeți că puteți dobândi adevărul? Vi se vinde de mult timp divinul, eliberarea, moșa, deoarece voi sunteți cumpărători. Vânzătorii din templu nu sunt de condamnat. Sunt negustori, vă dau ceea ce cereți. Atâta timp cât vor exista amatori de adevăruri predigerate, comerțul religios va fi înfloritor. Eu nu vă propun nici adevăr la cutie, nici spiritualitate gata făcută. Adresați-vă în altă parte pentru acestea. Într-o zi, un maestru îl întreabă pe discipol despre natura adevărului. Da, foarte bine, făcu el după ce auzi răspunsul. A doua zi îi puse aceeași întrebare. Discipolul spuse că a răspuns deja, dar cum maestrul insista, repetă cuvintele de ună zi. Nu, nu, țipă maestrul. De ce? Se plânse discipolul. Ieri ați spus da și astăzi răspundeți nu. Chiar așa, spuse maestrul, ieri era da, azi este nu. Știți ce înseamnă aceasta? Răspunsul discipolului devenise stereotip, repetitiv, rigid, mecanic. Viziunea era moartă, nu era decât amintire. Cunoașterea dispăruse. Creierul vostru este plin de răspunsuri în acest fel. Cadavrele se îngrămădesc și împiedică adevărul să iasă la lumină. Nu vă mai adorați memoria, prieteni, treziți-vă! Înviați din morți, eliberați-vă! Nu anticipați nimic, adevărul este imposibil de imaginat, de definit sau de codificat. Nu sperați să-l vedeți conformându-vă la ceea ce vă învață filozofii, teologii, ideologii, vă pierdeți timpul. Nu este vorba sub niciun motiv de închiderea adevărului în formule, ci de a ieși din vârtejul lor. Nu studiați religiile, aflați cine sunteți voi înșivă, realizați experiența. Numai trăind veți afla viața adevărată. Dacă vreți să cunoașteți gustul apei, mergeți la fântână și beți. Adevărul nu este niciodată o cucerire a intelectului vostru, nici un produs al ingeniozității voastre. El este aici, el există, el este perceput de cel care deschide ochii, dar dispare pentru cel care își ascunde fața. Ridicați-vă privirea și contemplați lumina în orbitoarea ei puritate, în plenitudinea ei unică. Ea vă va transporta, ea vă va transfigura. Despre ce aș putea să vorbesc, dat fiind faptul că a vă învăța adevărul este exclus? Vă voi vorbi despre modul de a vă deschide ochii. Voi păstra tăcerea asupra finalului, însă vă voi indica drumul care duce până acolo. Nu vă voi povesti ceea ce văd, ci vă voi spune cum văd.
Aceasta, din fericire, se poate exprima fără efecte dăunătoare. Religia autentică nu se îngrijește de nicio doctrină, nici de adevăr, ci de metoda care asigură accesul. Mă voi limita să vă duc spre locul incandescent în care ignoranța voastră se va evapora ca apa pusă la fiert. Trebuie să vedeți voi înșivă focul care este identitatea voastră eternă. Să revenim la subiect. Vi se oferă două căi. Una este cea a reflecției. Alta este aceea a disciplinei spirituale, sadhana. Prima, logica, vă conduce la analiza faptelor. A doua, yoga, vă învață o metodă capabilă să vă facă să trăiți adevărul. Prima nu este decât o iluzie. Numai yoga poate reprezenta o cale. Raționamentul vă duce direct într-un impas teribil. Veți străbate o cale lungă înainte de a vă da seama că nu ați făcut altceva decât să bateți pasul pe loc. Veți repeta neîncetat același pas, fără să înaintați un milimetru. Nu este aceasta o scenă tipic onirică? Aceasta vă face plăcere. Să speculați asupra adevărului. Cum îl veți realiza însă? Puteți să reflectați asupra ceea ce nu cunoașteți. Puteți să vă gândiți la incognoscibil. Câmpul de acțiune al minții voastre este lumea sensibilă, deja cunoscută sau care va fi cunoscută într-o zi. Însă rațiunii orgolioase îi place să analizeze problemele imaginare pe care este incapabilă să le rezolve. Dacă vă duceți raționamentele suficient de departe, veți constata că vă veți cufunda într-un haos din ce în ce mai mare. Faptul că atât de mulți gânditori au căzut în nebunie nu are nimic surprinzător. Treapta cea mai înaltă a gândirii este delirul. Ea culminează și își găsește apogeul în paranoia. Într-o zi, un om luă hotărârea de a merge până la capătul lumii. După o lungă călătorie extenuantă, ajunse în fața unui templu pe care se găsea următoarea inscripție. Aici este capătul lumii. Omului nu îi veni să-și creadă ochilor. Dar nu a avut ce face și se închină în fața evidenței. Era chiar capătul. Nu de departe de templu se deschidea o prăpastie adâncă. Omul se apleacă și scrută pantele abrupte. Ce văzu? Nimic. La capătul lumii nu era absolut nimic. Cu răsuflarea tăiată, fu cuprins de groază. Adunându-și ultimele puteri, făcu stânga împrejur și o rupse la fugă. Nu se mai întoarse niciodată în acel loc blestemat. Această poveste este o alegorie a ideației. Dacă vă încăpățânați să reflectați, dacă gândirea a devenit drogul vostru și alibiul vieții voastre, veți atinge mai devreme sau mai târziu punctul de oprire, paralizia. A gândi va deveni deodată imposibil. Vă veți găsi pe marginea unei prăpăstii fără fund, a unui vis imens, și mintea voastră va refuza să facă un pas mai departe. Distrugerea rațiunii este inevitabilă. Cât timp veți mai avea un subiect de reflecție, nu ați atins stadiul ultim. În ziua în care nu veți mai putea analiza nimic, în care nu veți mai putea explora nimic mental, în care nu veți mai putea afirma sau exprima nimic, să știți că ați ajuns la capătul lumii. Ce aș fi făcut eu dacă l-aș fi văzut pe acel om îngrozit în spatele templului? I-aș fi spus că după o peregrinare atât de lungă, ar fi păcat să dea înapoi,
să nu mai facă un ultim efort. L-aș fi încurajat să facă saltul în gol, fără regret și fără ezitare, acest ultim pas fiind singurul care merita truda. Acolo unde se termină lumea, începe împărăția divină. Capătul lumii este locul cel mai important pe care îl poate atinge omul, deoarece dincolo de el domnește eternitatea. Viziunea aceluia, a realului, începe atunci când mentalul încetează să funcționeze. Adevărul se dezlănțuie în tăcerea spiritului. Omul trebuie deci să renunțe la gândire, la cunoscut și să facă saltul în gol dacă vrea să găsească realitatea. Aceasta este calea, sadhana. O astfel de disciplină nu este făcută pentru cei lași. Dacă, pe parcursul drumului vostru, aveți viziune ale lui Brahma, ale lui Vishu sau ale oricărui personaj ilustru, înseamnă că sunteți încă pe cale de a gândi, de a visa. Viziunile voastre sunt halucinații, accidente ale parcursului. La capătul lumii nu veți putea vedea nimic. De fapt, și voi veți dispărea. Numai vidul absolut va rămâne. Numai nimicul există. Înainte de a ajunge acolo, veți fi încercat de o extraordinară dorință de a face cale întoarsă. Mentalul vostru se va bate cu energia pe care o dă disperarea. Nu vă înșelați, vă va trebui un curaj ieșit din comun pentru a face pasul. Un singur pas în plus și miracolul are loc, transmutarea. Spiritul devine oglinda perfectă, eliberată de cel mai mic gând, se desfășoară într-o minunată claritate. Voi știți atunci când orice știință a luat sfârșit. Voi vedeți atunci când nu mai căutați să vedeți. Voi existați pentru prima dată atunci când ego-ul vostru nu mai există. Sadhana este coborârea în valea morții. Acesta este prețul nemuririi. Încetați să mai gândiți, ieșiți din agitația mentală. Aceasta înseamnă a medita, vă repet fără încetare în fiecare zi. Gândurile sunt valuri, nimic altceva decât spumă, bule care se sparg imediat ce se formează. Niciuna nu poate fi profundă sau consistentă. În profunzimile mării nu există valuri. Mișcările apei sau ale mentalului sunt jocuri de suprafață. Oceanul, conștiința nu sunt valurile, cazul invers este însă adevărat. Oceanul nu are nevoie de vârtejuri superficiale pentru a exista, valurile dimpotrivă sunt inexistente fără ocean. Tot astfel, conștiința este necesară gândirii, însă ea nu este alterată de tăcerea spiritului. Conștiința este originea, sursa a tot ceea ce există. Dacă vreți să vedeți aceasta, plonjați sub valuri, transcendeți gândurile. Nu vă întindeți pe plajă. Kabir cânta. Am plecat în căutarea preiubitului rămânând așezat prostește pe plajă. Nu ezitați, face saltul. Plaja nu este decât o trambulină. Se întâmplă ca un om să intre în apă și să se mulțumească să înoate. El nu este absolut diferit de cel care rămâne pe mal. Tot ceea ce vă împiedică să plonjați și să vă pierdeți, echivalează cu plaja. Priviți-i pe cei care înoată în lumea gândurilor. Se visează deja plecați, se imaginează deja a fi departe de malurile obișnuite. Ce iluzie! Ei încă mai ignoră întreaga profunzime care susține suprafața. În clipa morții,
Mahavira a dictat următorul mesaj pentru Gautama, un discipol pe care îl iubea foarte mult. Spuneți-i lui Gautama că a traversat cu bine râul, însă de ce se agață acum de mal? Spuneți-i să renunțe. Despre ce mal era vorba? Despre malul ideației, de care nu ajung să se depărteze cei care se bălăcesc în propriul lor mintan. Adevărul se atinge cufundându-ne și nu înnotând sau ținând capul afară din apă. Părăsiți malul gândurilor, cufundați-vă în profunzimea vidului. În Bihar există un cântec care sună astfel. Cei care se înneacă pe jumătate, se înneacă în întregime. Cei care se înneacă în întregime, traversează oceanul. Fiți curajoși, înnecați-vă și descoperiți-l pe acela, este tot ceea ce vă cer.